El vă va răsplăti pentru ceea ce ați făcut pentru noi. Mă aflu aici împreună cu fratele păstor al Bisericii din Tău, fratele vițecioară, fratele dirijor și împreună cu frații fanfarești. Câteva cuvinte despre fanfara din Tău, despre care fratele dirijor a uitat să ne le spună. Este o fanfară veche de peste 85 de ani și are aproximativ 45 de fanfarești. Fanfara din Tău, deci Biserica din Tău, a organizat 6 festivale de fanfară, nume propriu, și credem, cu voia Domnului, că și anul acesta vom organiza un festival de fanfară. Aici ne aflăm împreună cu fanfara Crișul Negru, frații pe care îi vedeți, este o fanfară mai nouă înființată, o formațiune mai nouă înființată, care are aproximativ 4 ani și combine frați din bisericile de pe Valea Crișului Negru, dar nu numai, și frați din Salonta, din Arad, din Curtici. Și este o fanfară cu care am făcut multe deplasări în județ, în afara județului, iar mai departe, cum spuneam mai înainte, la Târgoviște, vechea capitala țării românești, și acum ne aflăm în cetatea de scaun la Moldovei, în Suceava. Am fost și în Ungaria, spunea fratele păstor. Deci am fost în mai multe părți și l-am lăudat cu Domnul. Dorim ca și în această dimineață, în timpul dumneavoastră, să facem aceeași lucru, să lăudăm pe Domnul, Cel care merită toată slava și, și prin cântare ne rugăm ca Domnul să mântuiască suflete și să întoarcă suflete la El. Avem mai mulți dirijori ai fanfarei care sunt împreună cu noi și care nu sunt. Acum dorim ca fanfara să fie dirijată de fratele Măcuța Ilie, fost dirijor al fanfarei din Curtici, o localitate, un oraș de lângă Arad, aproximativ 20 de kilometri, și dânsul va dirija cântarea Lasă dintre soare.
Dumnezeu îi răspundea cu glas tare și Domnul s-a apropiat de muntele Sinai. Iată cum a cântat prima fanfară. Și de atunci până la venirea Domnului, până la venirea a doua a Domnului, fanfara nu va înceta să cânte. Scrie Apostolul Pavel că însuși Domnul cu strigă, cu glas de arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Iată de ce este important, printre altele, și fanfara, ca și fanfara să cânte într-o biserică. Trâmbița este semnul biruinței și Moise, când a vorbit despre cântul cu trâmbița, cu fanfara, a spus că ea trebuie să cânte înaintea poporului, în zilele de bucurie, în zilele de sărbătoare, ca să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. Numeri capitolul 10, versetul 10. În zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunați din trâmbiță, când veți aduce arderile de tot și jertfele de mulțumire și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-și aducă aminte de voi. Când trâmbița va suna, Dumnezeu care este mare, Dumnezeu care aude și Dumnezeu care vede, El va auzi glasul trâmbiței și își va aduce aminte de voi. Este important ca cei care cântă în fanfară să aibă o laudă învățată, să învețe cântarea și pentru ca poporul, cei care ascultă, să priceapă cântarea. Apostolul Pavel, referitor la acest lucru, pune o întrebare în 1 Corinteni, capitolul 14. Dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? De atât de ce este important să învățăm cântul, să avem un cânt clar spre slava Domnului și un cânt învățat. Și spune psalmistul în psalmul 89, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Este important să lăudăm pe Domnul aici, cu trâmbița. Biblia spune că evenimentele viitoare vor fi însoțite tot de sunetul trâmbiței. Dar nu vor mai cânta fanfariștii de aici, nu vor mai cânta domnitenii, ci vor cânta îngerii. Iată ce spune Evanghelistul Matei, Matei 24, versetul 31. El, adică Fiul omului, va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până cealaltă. Ne rugăm Domnului ca El să binecuvinteze orice cânt care se aduce, orice cântare, să binecuvinteze pe cei care cântă și pe cei care ascultă, poporul care ascultă și crede că totul este spre slava Celui care este Mântuitorul și Domnul nostru. Ascultăm din nou fanfara, de această dată se va cânta cântarea Tare Mereu și dirijor va fi fratele Raul. Fratele dirigează și fanfara din Zimandul Nou, o localitate în apropiere de Arad.
Thank you.